Astăzi cea de-a noua ediție a săptămânii prevenirii criminalității. Un proiect deosebit de important pentru poliția română, proiect derulat la nivel. Scopul acțiunilor noastre este acela de a informa cetățenii cu privire la măsurile antivictima. În această săptămână, în fiecare zi, în subunitățile de poliție, se vor derula activități dedicate prevenirii criminalității juvenile, prevenirii victimizării minorilor, prevenirii infracțiunilor cu violență, prevenirii infracțiunilor de furt și, în ultimul rând, siguranței rutiere. Vă mulțumesc și eu pentru faptul că sunteți astăzi alături de noi într-un număr atât de mare și sunt sigur, împreună putem face Clujul mai sigur pentru noi toți. Vă mulțumesc și v-am salutat atunci, iar pe ceilalți îi salut de data aceasta. Sigur, vreau să-i salut și pe colegii noștri din Inspectoratul Județean de Poliție, care organizează această întâlnire importantă pentru noi, importantă pentru siguranța noastră. Și Clujul are nevoie de o instituție puternică, cum este Inspectoratul Județean de Poliție, care veghează la ordinea și liniștea publică și implicit în această săptămână, în mod cu totul și cu totul deosebit, la nivel național, se întâmplă aceste întâlniri de prevenire a violenței și criminalității organizate în zona tinerilor. Este, dragi copii, acțiunea de astăzi face parte dintr-un șir lung și permanent de acțiuni de prevenire, organizate în parteneriat de către Poliția Județului Cluj și Inspectoratul Școlar. Credem că prevenirea este un lucru foarte, foarte important. Este motivul pentru care va fi acțiunea de astăzi, cea de mâine, cea din întreaga săptămână și vor fi multe alte acțiuni în școlile din care faceți parte sau școlile din municipiul și din județul Cluj tot timpul, pentru că este foarte important să fiți foarte bine informați. În acest fel vom putea să evităm multe, multe probleme, veți putea să evitați voi problemele, vă putea să evite familiile voastre problemele și va fi un oraș mai sigur.